Cântarea care urmează să o cântăm este una din dorințele pe care Nati le-a avut să fie cântată la nunta lor. Ultimul refren al cântării spune: ce zi minunată, ce scump răsărit la nunta cerească. O mire iubit, vom trece Iordanul în țara de vis, Cananul ceresc, dorit paradis. Vrem să cântăm cântarea aceasta. Cuvintele sunt puține, cuvintele sunt fără semantică. Când te uiți la o familie zdrobită, când te uiți la două sicrie, dar știm că cel despre care spune Biblia că e Dumnezeul mângăierilor are putere să aducă mângăiere. Stăteam de vorba asta cu fratele Neagu și spunea: cea mai mare mângăiere pe care o am este că știu unde au plecat băieții mei. Te întreb în această seară, cel care ești aici, tânăr, adolescent, frate, soră. M-am uitat la tinerii când cântau aici și mă uitam printre ei cât de frumoși, cât de minunați sunt, cât de superb cântă și laudă pe Domnul. Și mă uitam așa și mă gândeam, după ce criterii a ales Dumnezeu? La ce s-o fi uitat? Care sunt normele și formulele de calcul de ales ca din acest mănunchi de tineri să ia pe Filip și pe Nati? Cum o fi calculat? Nu știu. Știu însă că e suveran. Și ce ați spus, Dumnezeu nu greșește niciodată. De asta sunt sigur. Revine întrebarea. Dacă pleci în seara aceasta, în noaptea aceasta, știi unde pleci? Știi? La modul cel mai serios și la modul cel mai sincer, știi? Chiar știi unde pleci? Dumnezeu să ne călăuzească, să ne lumineze, să ne iasă înainte. Amin. Spre țara eternă, spre țara de sus. Și multe neliniști în inima noastră ne clatină pasul să ne ajungem sus. Norul No!
marea în față și noi murmurăm. Cârtim lângă valuri cu teamă în noi, dar iată se aude un strigă de sus. Voi stați liniștiți, izbăvirea e sus. Norul iubirii condure Iisus, cu stâlpul de foc prin puterea de sus. Al iubirii, stăpân minunat, de viacuri întregi rămâi neschimbat. Cu dragostea-ți mare, în harul-ți bogat, ar apă mulțim izvorul nesecat. Cu zorii de cristal va frânge durerea și orice amar. Pentru totdeauna cânta vom Iisus, de dragul salvării ce-n dar ne-ai adus.